UBL vă recomandă Reliance. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghina la o nouă ediție de Agricultura la Raport. Iată că în această seară am hotărât împreună cu oaspeții mei să discutăm cele mai importante probleme din legumicultură. Cred că cei din acest sector au așteptat cu mult interes întâlnirea noastră, dezbaterea noastră de aici de la AgroTV, de la ultima discuție pe care am avut-o cu distinși invitați. S-au mai adunat câteva teme, câteva subiecte și sunt convins că cei care lucrează în horticultură vor urmări cu mare atenție Agricultura la Raport. Le spun telespectatorilor că au posibilitatea de a ne urmări live, inclusiv pe pagina de Facebook AgroTV, ne pot vedea acolo. Puteți participa așadar și dumneavoastră la discuții, la dezbateri și la numărul de telefon 031 405 2800. Alături de mine în această seară aici în studio domnii Gheorghe Vlad, președinte OIPA. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și telespectator! Mulțumesc pentru prezență, domnul profesor dr. Victor Lăcătuș. Bună seara! Bună, bună! Mulțumesc pentru prezență, domn profesor! Și nu în ultimul rând, Mircea Bujor, bună seara, mulțumesc seara pentru prezență. Și noi vă mulțumim de invitație. Prin aplicație, domnul Claudiu Brazu, legumicultor din județul Buzău, bună seara, mulțumesc pentru prezență și dumneavoastră, domnule Brazu. Bun. În regulă, vă auzim un pic mai greu, dar sunt convins că cei din regie se vor ocupa de aspectul ăsta și vor face ca sunetul să fie unul bun, să avem parte de o discuție interesantă în această formulă. Așadar, cum a început anul ăsta agricol pentru dumneavoastră ca și producători, ca și legumicultori? Și totodată, haideți să vorbim și despre piața de desfacere, despre cadrul legislativ care oferă sau nu șanse egale legumicultorilor români în comparație cu cei europeni. Foarte multă marfă care pătrunde pe piața românească este din afara acestui spațiu și implicit vine la niște prețuri de multe ori greu de combătut. Ce soluții au cei de acolo? Nu știu dacă le putem cunoaște în realitate, mai mult le intuim, vedem că pornesc mărfuri de peste mări și țări și ajung pe tarabele sau în magazinele din România la niște prețuri foarte mici. Ce rețetă or avea? Nu știu, că la noi, din păcate, e greu să faci față unor astfel de prețuri, dar lumea trebuie să înțeleagă că nu întotdeauna calitatea e aceeași. Vorbim probabil de o altă calitate. Domnul Vlad, încep cu dumneavoastră. Cum a început anul ăsta pentru legumicultorii din zona Giurgiu, de acolo de unde sunteți, și în general pentru cei din OIPA? Anul agricol este foarte bun pentru că suprafața este în continuă scădere, iar marfa insuficientă. Când spunem de culturile de primăvară, vorbim de tomata, care toți am dus-o la rang de prioritate și s-a folosit pe programul tomata. Ca și rezultatele ei, că sunt bune sau rele, toamna agricultorul va trage linie. Compensând cultura de primăvară cu aceasta, este un preț mediu undeva la 4,55. Deci, apropie de adevărul costurilor realmente la ceea ce înseamnă o cultură în spații protejate, raportându-mă la tomată. Referitor la an agricol, da, prețurile au fost foarte bune, producțiile n-au fost atât de mulțumitoare după investiția care au fost, oamenii s-așteptau la cantități mai mari. Ceea ce spuneați dumneavoastră cu produsele care invadează piața, să știe, și corelația cu importuri, putem să le definim așa, este de neînțeles pentru mine, unul ca și președinte al organizației, faptul că taxele vamale sunt pe măsură. Țările care sunt extracomunitare, la intrarea în vamă, au taxe care depășesc prețul de vânzare al anumitor produse. Este inexplicabil pentru mine cum ele ajung la raft sub prețul de cost sau prețul de livrare, cum vreți să-l spunem, al producătorului român. Însă toate acestea nu se răsfrâng asupra ministerului și sunt alte autorități. Pentru că
mai nou acum, în contextul ANAF, cu e-facturare, e-transport și tot acest conglomerat, vine și grevează cel mai mult pe micul producător. De ce spun lucrul ăsta? A încropit în sărăcia lui de toată ziua o bani să-și ia o mașină frigorifică să poată să transporte marfa în condiții normale către piață sau către un retailer. Astăzi când discutăm, îi preocupă 2 ore pe zi, e facturare, e transport, e TSM, sunt un conglomerat de solicitări pe care ANAF-ul ni le-a pus și cui credeți dumneavoastră că le vor aplica? Le aplică, bineînțeles, producătorului autohton. Aceste condiții, ca și discuții, au plecat de la premiza de a monitoriza tranzitul de legume de la intrarea în vamă până când trece de granița României. Intrare și ieșire. Ba din contră, cel mai mult îl controlează pe transportatorul român sau producătorul român. Contextul este vizibil și la cereale pe măsură, adică mașinile cu cereale din Ucraina n-au nicio treabă cu verificarea, ale noastre, cum ieși după câmp cu mașina, te-a oprit și polițaiul, și jandarmul, și poliția locală, pe fermier îl cioplește toată lumea. Astăzi, când discutăm, avem o adresă întocmită către ANAF, să ridice această jurisdicție dând punct de vedere către producător autohton, pentru că el are clar contracte cu supermarket sau merge în piața agricolă internă. El nu iese din granițele României. Ceea ce intră în granițe trebuie aplicat, e transport, e facturare, nu la noi care astăzi dobândim un atestat de producător, societăți, mașinile care le prind astăzi în transport și depășesc mai mult de vreo 800 de kilograme, vin pe alte taxe, suprataxe, trebuie să se transforme în operator comercial. Ceea ce este foarte grav lucrul ăsta, pentru că, cum ați spus, țări extracomunitare sau intracomunitare vând în România produse sub prețul nostru de cost. Ministerul Agriculturii nu cred că a sesizat la momentul respectiv aplicativitatea acestei e-transport, e-facturare. Și spun încă o dată, ca să poți să generezi o factură sau e-transport să fii logat la unul din supermarket să poți să intri în depozit, îți ia 2 ore zilnic la un calculator, dacă ai unul bun, nu performant, să poți să generezi și aștepți timpii în care te conectezi, să-ți dea accept depozitul, să poți să pleci. Iar șoferii noștri care sunt cu dubele, care își transportă marfa lor, sunt cei mai opriți și de ISCTR, și de ARR, și de cine vreți dumneavoastră. Astăzi au o temere în a merge cu marfa lor proprie în mașini în care le-a cerut supermarketurile, că facem un comerț civilizat. O ambalăm, o etichetăm, o sortăm, nu mai mergem cu ea așa. Acum, cel mai mare impediment este aceste documente pe care trebuie să îndocumentați. Bun, haideți să trecem și la domnul Bujor, că e de asemenea legumicultor, producător de legume. Da, pentru mine a fost un an greu, cred că pentru toată zona noastră a fost un an greu, în special cu precipitațiile a fost un an greu. Acum am ajuns să irigăm ca să putem să pregătim terenul, adică arat, discuit și toate astea, nu poți să lucrezi efectiv. Noi avem utilaje mici pentru legumicultură și nu putem să facem față să pregătim terenurile decât numai să plătești ca să poți să-ți pregătești terenul. Acum a fost în vară prețuri destul de mici, nu în comparație cu combustibilul care a fost destul de scump și este în continuare. Spre toamnă, într-adevăr, am prins prețuri bune și ne-am recuperat din pierderi. În general, cam astea sunt în momentul ăsta și eu sunt de acord cu domnul Vlad pentru chestia asta cu ISCTR-ul. E o problemă foarte mare pentru că i-a luat pe toți pe nepregătite și s-ar putea la prima oară să nu mai poate să transporte și nu poți să plătești transportul oricum. E greu că nu... Dacă eu vreau astăzi să livrez... Dar tu transporti marfa proprie, adică mașină proprie, marfă proprie. Marfă proprie, nu da. Nu prestează servicii de transport. Pe cum să prestează? Păi nu, eu ce spun. Dar toată lumea cred că și face... Și taxat la fel ca prestatorii de servicii cu transport. Da, o să-ți trebuiesc că la un moment dat am înțeles că îți trebuie și manager de transport, nu știu exact. Dar îți trebuie manager de transport, îți trebuie toate chestiile intri astea. Intri sub jurisdicția legii. Nu poți să faci chestiile astea. Ca și soluție, eu am spus-o de fiecare dată pentru importurile astea masive, am spus de fiecare dată că e nevoie să plătească statul român ambalajul, transportul pentru organizații și asociații și grupuri de producători. Așteptăm în continuare să vedem dacă cineva să sesizează și să facem treaba asta, pentru că altfel nu putem să-i combatem
pe cei care vin din afară, că ei asta au plătit, transportul, ambalajul și cam chestiile astea le au ei în plus față de ce avem noi. Gratis, nu plătesc. Da, e gratis. Da. Așa. E plătit de statul respectiv. Domn profesor. Mă întrebați de chestiune. Da. Domnul Ovidiu, de obicei mai discutam și noi înainte și ne întrebați ce probleme am vrea să punem în dezbatere. Nu ne-ați întrebat nimic, nu m-ați întrebat nimic, deci am venit foarte devreme. Domnul Ovidiu, și transmit și telespectatorilor noștri fideli, mă frământă, să spun așa, două probleme în ultimile zile, săptămâni, cât am fost și eu puțin plecat pe teren la unele ferme sau pentru alte subiecte. Sunt două probleme care chiar m-au șocat. Prima, sau nici nu știu să-i zic prima sau a doua, dar una din ele, mai bine spun, este că am auzit și comentarii pe mass media, solariștii, când astăzi știți că eu sunt fan solarii, da. Solariștii noștri s-au gândit să modifice parametrii constructive ai solarilor. Nu neapărat ceea ce urmează, ce ar vrea să mai construiască. Nu. Chiar la solarele existente se mai reducă înălțimea pentru a reduce volumul din interior și în felul acesta s-au gândit dumnealor că vor consuma mai puțină energie pentru a încălzi. Asta e o parte, faptul că de ani de zile eu tot atrag atenția că nu este bine ca noi să creăm un astfel de curent și o astfel de tendință de a produce legume în perioade interzise, da? Extra sezon, da. Este vorba de a produce legume în perioade în care temperatura exterioară este foarte scăzută și consumurile noastre energetice sunt prea mari. Acum, eu spun de ani de zile, dar începând de anul acesta, cum au menționat colegii mei, au venit niște prețuri aproape imposibile. Adică pentru unii s-au gândit să renunțe și asta este o a doua problemă care a apărut în domeniul culturilor protejate. Așa, dar să reduce înălțimea. Acum, dacă îmi permiteți să fac o mică paranteză. Da, nu prea mare, ceva. Ca să vorbim și cu domnul Breazu. Da? Da. Da, mă ascultă domnul Breazu. Vă ascultă, da. Da. Să știți că noi am mai pățit așa ceva înainte de 89. Care e pericolul? Dacă se reduce până la urmă. Nu mă las să spun. Nu. Pericolul este că se eludează o lege care spune așa, că înălțimea unui solar nu este determinată de atât de mult de specia care o cultivi, cât de factorul extern. Cu cât în exterior, de exemplu, va fi mai frig sau mai cald, noi e bine să avem o înălțime mai mare. Sigur că este o cantitate de energie care o consumi la început, dar se păstrează mult mai bine într-un volum mai mare decât într-un volum mai mic. Deci e o decizie greșită, nu? Asta sigur să înțelegem. Da. Nu, nici nu văd, nu știu de ce unele canale de televiziune permit să se lanseze astfel de teorii. Păi acum știți cum e, și pe la televizor vin fel și fel de oameni, de personaje, cum, nu știu cum să le spun, indivizii. Acum nu trebuie, noi fiecare trebuie să discearnă, nu aici, trebuie luat de bun chiar de fel, tot ce se discută la televizor. Adică te uiți la televizor și dacă ești de meserie, îți dai seama cine spune un lucru pertinent și cine bate câmpii. Domnul Breazu, ați redus, domne, înălțimea solarului? Ați fost nevoit sau nu v-ați gândit la așa ceva?
Eu știu că sunteți specialist, nu cred că faceți dumneavoastră lucruri de genul ăsta. Nu cred că acolo e economia, nu? Nu. Niciodată nu o să fie economia în a reduce. Exact ce a spus și domn profesor, cu cât volumul de aer este mai mic, cu atât consumul este mai mare. Este invers, adică niciodată nu o să faci acolo economia. Problema nu este acolo, că acolo noi ne-am învățat și facem ce trebuie. Avem o problemă, cum a spus și domnul Vlad, cu rotransportul și rofactura, care mai mult de jumătate din noi am zis că ne lăsăm, nu ne lăsăm, dar vom fi în posibilitate de a le vrea în condiții cum trebuie către hipermarket, unde nu ni se va mai permite de la anul. Exact, va trebui, cum a spus, și atestat pentru lider de parc auto sau am uitat cum zice acum. Manager de transport. Da, este obligatorie, fiindcă intrăm exact în lege și nu avem cum să scăpăm. Păi stați puțin, domnule, ca să înțeleg și eu nu sunt în situația de a... Ce înseamnă să fii manager de transport în domnul Ovidiu, dacă îmi permiți asta. Că l-audi. Adică ți angajezi un manager care să gestioneze activitatea de transport? Deci profesia. Ce firmă de transport? Ce transport? Păi dacă ai un camion, îți angajezi un manager? Domnul Ovidiu, în afară de tine, poți să fii totul? Aici este incompetența statului român, încă o dată, și a politicilor coerente pe care nu le-a făcut niciodată. Și care Ministerul Agriculturii, în loc să ne protejeze ca de fiecare dată, ne-a lăsat în mâna soartei. Noi, producătorii, vom ajunge în imposibilitate de a plăti facturile și către energie, nu numai către astea. Să ne mai vină acum pe cap și alte lucruri, să mai plătim un manager de transport, să mai plătim contabil în plus. Problema e că nu o să-l găsim. Contabilitatea este dublă, nu mai este aceeași lucru. Nu se poate decât un manager pe firmă, adică nu poți să fii manager la două firme. Un manager are voie să fie pe patru firme, ca să știi. Nu, eu știam ultima dată că nu mergea cu manager. Cert este că managerul are voie să... Nu, legislația nu cunosc bine legislație. Care, cum, cât? Micul producător cu mașina lui proprie de 3 tone jumate, da, la o încărcătură mai mare de 500 sau 800 de kilograme, ceva de genul ăsta, ești obligat să te duci către registrul transportului, să cetezi, să-ți iei autorizații, tacometru, da, și tot felul de nebune. Da. Deci îți trebuie o mapă, un dosar, o persoană specializată care să-ți dirigeze transporturile, iar marketurile nu vor mai putea primi marfă dacă nu ești logat la e-transport și este ETSM cu transport. Aici intervine o firmă contractuală în care îți face dirijarea transporturilor și aia mai ția și ea de factură, e infima aia, 10 lei, dar cert este că documentele... Haideți să vă traduc eu pe românește, domnul. Problema este că tot în două care trage se dă. Să vă spun și de ce. Fiindcă noi lucrăm pe acte, noi lucrăm cum trebuie, iar tot noi suntem loviți ca de fiecare dată. Eu n-am înțeles niciodată. În loc să ne protejeze, în loc să ne... Noi nu facem nicio infracțiune cum ne crede infractor de prima dată, fiindcă noi mereu am mers și odată către hipermarket, am dus pe factură. Ăla emite un NRM-ul. Eu emit o factură la rândul meu. Nu pot să-i facturez dinainte. Asta am spus la ro factura mereu. Cum să-i facturez înainte de a ajunge la rampă? Ajung la rampă, poate îmi primește toată marfa, poate nu îmi primește toată marfa, că nu este conformă. Poți să te întorci înapoi. Înseamnă un storno de facturi în continuu și o nebunie. Adică o muncă pe calculator zilnică. Cineva trebuie să facă treaba asta. Păi trebuie să vă angajați și un altă persoană. Altă persoană care să se ocupe. Altă persoană, alte persoane. Așa este. Nu altă persoană, că ne trebuie și un ăsta de transport, ne mai trebuie și un super contabil, că nu mai avem voie cu contabil, că trebuie să fie un super contabil acum. Că nebunim, că stornăm, iar punem, iar dăm, iar... O porcărie totală. Păi stați, domne, unul care are și el 1000-2000 de metri și face legumicultură, trebuie să-și angajeze atâția oameni, păi ăla nici pentru el nu-și poate salariul. Cei care lucrează cu documente. Păi da, să presupunem că la 2000 de metri ai documente. Vorbim de facturare. Da. Nu vorbim de atestat de producător. Și cei care nu lucrează documente, tot înainte vor merge, care sunt fără documente. Adică nu, vorbim de cei care sunt fiscalizați, nu vorbim de cei care... Ecoud în piață este, exact ce ai spus și tu și Bujor. Nu vor producătorii noștri că să mai producă cu factură, merg pe atestate și să termină iar. Deja ajunsesem în piață câțiva care îi număram pe degete sau câteva societăți care producătorii livrau către marketuri. Au spus, nea Vlad, nu mai ducem atâtea documente, lasă-ne în pace. Simplu. Să transformă din nou în...
Glodeanu Sălea pleca aproape zilnic, nu vreau să spun 200 de tone de legume către hipermarket, care plecau toate pe acte, în regulă, cu plăți către stat, cu tot. Eu de la anul voi fi renunțat. Altă prostie. Ne ducem la 100 de la 100.000 de euro, ne tragem apoi la 25.000 de euro la norma de venit. O codul fiscal. Totală. Atunci nu am divizat, un cod fiscal, fermele. Deci tot ca să divizăm fermele. Deci nu mă tâmpenii, nu mă alegi de oameni incompetenți, oameni care nu au ce face. Cum mai vine unul acolo, cum mai taie lui mintea că trebuie să ne mai dea ceva în cârcă noi să ducem? Oare cât om mai putea să mergem și noi așa? Da, e o întrebare destul de... Păi nu, e foarte complicat. Acum eu vă spun sincer, da, nu, vă spun sincer că mă sprijin în persoane care face contabilitate și plătite. Acum vă mai spun un alt lucru. Bun. Toți cei care livrăm către marketuri, Claudiu știe și Bujor, va trebui să aibă un contract cu o firmă de reciclare, pentru că noi punem ambalajele în piață și este o taxă de mediu. Uh-huh. Unul dintre aspecte. Al doilea, trebuie să ai un om care se ocupe să-l plătești ca și contabil, numai pe legislație de mediu și alte legislații în firmă. Al doilea va fi managerul de transport, pe care îl spune cu toate documentele care vor trebui, contabilul și obligatoriu îți mai trebuie unul care să sorteze marfa. Vorbesc de o afacere de familie care să-ți vinzi marfa ta. Deci 5 persoane trebuie să ocupe de document. Nimeni nu ne-a întrebat și v-a spus întrebarea de ce ne invadează produsele. Ei sunt mai flexibili și mai abili la a intra în supermarket fără să li se ceară. Bun, dar ca să înțeleg eu, rolul legii e ca să adune statul mai mulți bani la buget? Ala asta se limitează? Nu adună că... mai mulți. Păi, mă nu gândesc că dacă mai angajați niște oameni, vin mai multe contribuții sociale. Nu s-a dus sociale, pe contextul, sau... închidem, nu, și nu, mai nu s-a dus pe contextul. Păi da, cum? Dar atunci de ce au dat legea asta? Care e logica? Că nu înțeleg logica. Logica a fost să monitorizeze transporturile cu legume de la intrarea în graniță. Bun, domnule, asta am înțeles, dar asta cu managerul, cu nu știu ce contabil, de nu știu ce păi categorie. Astea pe ce care treabă are contabilul Claudiu Breazu cu ăla care aduce marfă din Turcia, care legislația operează, Claudiu, numai un pic. Legislația operează pe teritoriul României, legislația națională, iar eu sunt cetățean și mă subordonez legislației. Ce vreți altceva? Ea este valabilă și pentru tranzit, și pentru turci, și pentru români. Dar cel mai aplicativ este la producător autohton, care, indiferent de mărimea lui, trece prin toate furcile astea, prin toată procedura de a emite act. Asta e simplu. Deci a făcut o legislație fără ca să fim întrebați, cum spunea și Claudiu. Nu de incompetență. E tendențios dată, pentru că astăzi când discutăm de zeci de ani încoace, mărfurile care vin către supermarketuri au fost cotate cu prețuri sub prețul de producție. Știm foarte bine. Ni s-au oferit prețuri de mizerie. Anul ăsta s-au reglat datorită faptului și contextului internațional cu război, criză energetică, ce vreți, economică, cum vreți să o definim. Iar nu acest context a dus la majorarea de prețuri. Diminuarea suprafeței de legume în România, suntem un dezastru. 22.600 de cartofi și avem 40.000 de hectare de legume. Ce să însemne 40.000 de hectare? Câtă hrană să asigurăm noi? Suntem sub zero, domnului. România are nevoie de... bombele celorlalți. Adică noi... Bun, hai că îmi spun colegii că trebuie să luăm publicitate acum. Ne întoarcem după câteva minute, o să continuăm discuția de aici din studio și am văzut că deja sunt câțiva legumicultori care vor și să își spună punctul de vedere. Pauză și ne întoarcem. Natupol, polenizare naturală. Soluții personalizate pentru fiecare tip de spațiu protejat.